2, 3 sau chiar 4 kg în plus. Cam atât cântărește la români această perioadă cu mese pline de sarmale, jumări sau caltaboș și câte și mai câte bunătăți. Și asta pentru că, din păcate, de Crăciun regula de bază a multora este mănâncă atât cât poți. Urmează apoi câteva săptămâni de transpirat în sala de forță pentru a reveni la greutatea de dinainte. Sălile de fitness din Timișoara sunt pline de zeci de tineri, pe care pare să-i mustre conștiința că au mâncat prea mult. Frumusețea cere întotdeauna sacrificii și, după ce ai gustat, fără să te poți abține, din bunătățile întinse pe masa de Crăciun, nu-ți mai rămâne altceva decât să transpiri din greu încercând să dai jos kilogramele depuse în plus. Și de fiecare dată în acele momente îți promiți că la anul nu va mai fi la fel, că nu vei mai exagera cu sarmalele și că vei mânca rațional. Foarte multe mese copioase, vizitele la părinți, mâncare din belșug, carne, crânați, prăjituri, sarmale, se adună, se acumulează și cu cât pauza e mai lungă, cu atât deveni mai grei. Scoatem tot excesul ce l-am mâncat de Crăciun, plătit prăjituri, carne, tot ce se poate. A fost un exces destul de mare cu prăjiturile, e adevărat. Și am venit acum să dăm tot surplusul jos. Ce exerciții trebuie să facem ca să revenim în formă? Că mișcarea asta nu trebuie să fie direct proporțională cu cât am mâncat, pentru că s-ar putea să nu facem nimica. Adică suntem și plini de mâncare și am și băut și mai facem și multă mișcare. Asta înseamnă o daună destul de mare pentru tot ce înseamnă sistemul nostru metabolic, să zic așa. Exerciții care să nu solicite corpul foarte mult, exact ceea ce recomandă medicii, în sensul că să transpirăm ușor. Adică că facem un mers pe bandă, poate mai accelerat puțin, sau facem exerciții combinate de forță în care cuprind tot corpul, sau putem să combinăm exercițiile cardio cu exercițiile de forță. Și la Cluj-Napoca, sălile de fitness au fost pline. Noi facem și o încălzire cu greutăți. Facem multe greutăți. Aveți 20 de greutăți lateral, da? 20 în față, brațele un pic mai față, sus. Recomand antrenamente, adică exerciții făcute în circuit, care consumă multe, multe calorii. De exemplu, ar fi burpees, sărituri din genuflexiune, diferite variații din plank-uri. Și cel mai important e să nu te lași. După mâncărurile consistente pe care le-a consumat zilele trecute, Iulia s-a dus astăzi la un antrenament 1-1. Cum se simte un antrenament acum după sărbători? Trebuie să recunosc că este foarte solicitant după un weekend în care am consumat foarte mult lichiu și cozonac, inclusiv alcool, mai mult decât în perioada normală, dar am decis să mă reîntorc la sală și să încep cu antrenamentele, tocmai ca să nu pierd progresul pe care l-am făcut până înaintea sărbătorilor. Kilogramele puse în perioada sărbătorilor pot fi date jos cu ajutorul sportului, însă cel mai important este să avem grijă la alimentație, mai ales că urmează mesele copioase de Revelion.